Bună și bine ați venit! Avem holișor. Știu că vă plac holișoarele, mai ales cu cumpărăturile, deși unii dintre voi mă certați că sunt prea cheltuitoare. Majoritatea știți deja că nu sunt și că vânez reducerile și în general cumpăr doar chestii de care am nevoie. Pe astea nu le-am comandat eu, sunt ale Evei. A ajuns coletul la mine, că ea nu e niciodată acasă, așa că tot ce își comandă, își comandă aici. Și i-am cerut, bineînțeles, voie să le dezboxez împreună cu voi și o să descoperim împreună ce și-a comandat domnișoara de la reduceri. Voia o geacă verde de denim. Am vrut și eu să o comand pe comanda anterioară, dar nu era în stoc în măsura potrivită. Aveți grijă că există multe coduri de reducere. O să vă las în descriere link cu codul care este valabil în perioada aceasta. Și față de prețul pe care îl aveți pe site, să știți că atunci când le adăugați în coș, după ce puneți codul acesta, veți mai primi o reducere de 15-20%, ceea ce nu-i de aici de acolo. Jacheta asta era 59 sau 69 de lei pe site. Și să știți că în final a ajuns, hai să vedem, cred că avem aici prețul de listă, că nu mai avem niciun preț. Data trecută la anteriorul haul le-am cam greșit. Asta a costat undeva sub 50 de lei, ceea ce mi se pare un preț foarte bun pentru o jachetă din denim. Adică numai capsele cred că ar fi costat mai mult. O să încerc totuși să desfac etichetele. Avem aici minunea asta de... lipită peste prețuri și încerc să desfac astfel încât să văd care a fost prețul întreg. Au mai fost situații în care multe persoane și-au luat țepucă, în sensul în care au cumpărat un produs în ideea în care n-am reușit să fac nimic, nu știu unde este prețul în lei, nu văd lei, dar am pățit asta. S-au desprins prețurile. Nu mă țin nervii să calculez florinți și așa ceva. Cred că va fi imposibil să aflu măcar un preț în euro, dar nu văd prețul în lei, pentru că n-am niciun... Ba da, prețul în lei era fix aici unde s-au rupt chestiile astea, că aici era lâul. Hai să vedem dacă reușim să descoperim cât ar fi fost prețul în euro. Ce șmecherie! Mă enervează ăștia cu etichetele lor atât de bine lipite. Sunt foarte bine lipite și greu de desprins. 19,99 euro, leva 34,90. În Polonia ar fi fost 79,99. Hai că am reușit! Am reușit! Uite că am reușit! 89,90 ar fi fost prețul întreg. Oricum, a ajuns cam la jumătate. Pasta am vânat-o, cred că a comandat-o cineva și a returnat-o pentru că eu n-am găsit-o, vă spun, nu era în stoc atunci când am făcut comanda anterioară, mărimea 36, a existat și pantaloni scurți din același material, pantaloni scurți de tip fustiță, dar pe aia nu i-am mai prins, o să-i mai vânăm, că poate totuși revin în stoc. Să-mi scrieți dacă ați văzut haul-ul anterior, acela cu produsele Sinsay, tot pentru Eva predominant, au fost tot verzi predominant. Din acelea i-au venit toate în afară de niște pantaloni de culoarea aceasta. Aceia erau dintr-un blug, mom fit, dar erau neelastici, deloc elastici și nu avantajau absolut deloc. Ăștia sunt evazați, mă mir că și-a comandat ea ceva evazat. Sunt foarte curioasă dacă or să-i placă. Mărimea S, bootcut, trousers collections. Și să vedem, avem și aici problema cu prețul. O să vă las toate prețurile în descriere pentru că trebuie verificat pe comandă. Nu cred că am aici factura în colet, dacă iar n-am reușit, dacă e în colet, atunci o să vă citesc prețurile când o să o găsesc. Dacă nu găsiți, cu siguranță toate prețurile în descriere. Dacă tot am început treaba asta cu desfăcutul etichetelor, o să vă rog să aveți răbdare până la sfârșit. Nu, vă rog eu pe voi să aveți răbdare, dar eu cu răbdarea ciuciu. Ăștia ar fi fost 69, bănuiesc eu că e un 6 și pare a fi un 9 aici în dreptul leilor, dar... Sunt foarte curioasă, o să văd cum fac să o filmez când se probează, sau măcar să fac niște poze. Dacă reușim să facem poze până o să postez clipul ăsta, o să vi le inserez pe aici pe undeva, dacă nu, o să filmez eu prin vloguri viitoare. Mi-e foarte greu să cred că o să păstreze ceva atât de evazat, doar, hei, poate, cine știe, vreo surpriză. Aici avem un top, știți că am comandat și atunci foarte multe topuri și erau foarte ieftine, 8-9 lei un top. Cred că pe ăsta l-am avut și eu pe liste, dar atunci au fost mai multe. Este îngrețit așa în spate, asta e fața cu două breteluțe. E, nu știu cum se spune la... e drapat, cu drapaj așa, foarte drăguț, și o fustiță i-am luat eu în genul acesta. Materialul este un licra lucios, foarte comode, foarte legere, și astea chiar au fost foarte ieftine. Și după cum vedeți, încă se mai găsesc tot felul de produse interesante în stoc, deși suntem pe final de vară. Am scos tot ca să văd cum mă organizez. Mai avem un top, nu mai desfac prețurile. Dacă sunteți curioși de prețul întreg, scrieți-mi în comentarii și o să încerc să le identific. Dar ăsta arată așa, e... se leagă după gât, simplu de vară și pentru zilele foarte călduroase, pentru persoanele care le permite silueta, ideal este să poarte asemenea topuri. Mai avem și o pereche de pantaloni scurți negri simpli, tot în mărimea S. Ăștia sunt grosuți, adică ăștia nu sunt de vară, e un material gros, dar nu, ăștia pot fi purtați și prin casă în restul anului. Și și-a luat o rochie pe care am vrut și eu să o comand, dar depășisem bugetul atunci și am șters-o din stoc, din coș. Asta este tot o bustieră, mai eu. Mărimea pentru acesta este XS. Cele S s-ar putea să-i fie mărișoare, dar asta e și le ales singură. Eu i-am luat atunci mai totul XS. Asta este încă un top și mai avem o rochie. Aceasta, pe care vă spusesem că am avut-o și eu în coș și atunci nu mai știu, am dat 244 de lei pe toate cumpărăturile, astea nu știu cât au fost. Vă las în descriere, o să mă loghez în contul ei și o să o stocăresc. Nici nu știu dacă a făcut comanda din contul ei sau din contul meu, nu este din contul ei, pentru că, na, de multe ori se întâmplă să intre în contul meu și să-și comande câte ceva, că oricum adresa este completată acolo. Asta este cu mânecă lungă, dar asta am zis că nu-i trebuie musai acum, fiind cu mânecă lungă. Eu am luat-o pe aceea neagră, cu o chestie așa dubioșică, mă rog, asimetrică, cu un număr gol, pe care am zis că o să o pun să o probeze și uite că încă n-am pus-o. Rochia aceea, sincer, încă nu i-am dat-o pentru că urmează ziua ei. Asta este tot măsura S. A, de asta nu l-am luat atunci, că aș fi vrut XS-ul, dar o să-i vină și S-ul, că ăsta fiind așa... mulat, poate să fie și un pic mai lărguț. Astea sunt toate cumpărăturile. Scrieți-mi în comentarii ce părere aveți despre tot acest verde. Scrieți-mi în comentarii, ca și data trecută, dacă v-ați luat. Multe dintre voi mi-ați scris că fie își luaseră lucruri foarte reduse de la Sinsay, mi-ați scris în clipul anterior, și multe dintre voi mi-ați scris că după ce ați văzut clipul meu, v-ați comandat sau v-ați luat din magazin hăinuțe drăguțe și super mega reduse. Nimic nu mă poate bucura mai mult decât să vă inspir să faceți niște alegeri prietenoase pentru portofelul vostru. Cei de la Sinsay mi se pare că au avut cele mai mari reduceri și cele mai bune prețuri la acest sfârșit de vară, de departe, foarte multe produse. De vreo săptămână tot zic că o să intru și eu să-mi comand. I-am luat atunci Evei niște pantaloni de culoarea asta, dintr-un material care seamănă cu atlasul, și sincer mi-ar plăcea și mie genul acela de pantaloni. Erau mai lunguți, mai largi, pot să port și eu la lungimea aceea, însă nu am avut timp, am atât de multă muncă în ultima vreme că nici de cumpărături nu mi-a mai ajuns timpul, dar o să fac ceva în privința asta, pentru că neapărat vreau și eu să văd dacă mai găsesc chestii drăguțe. Am început să port și eu destul de mult verde în ultima vreme. Mi-am luat o pereche de pantaloni 3/4 verzi. Mi-am luat rochia aceea de la Taco, tot cu verde. Așa că am văzut că foarte multe din produsele de la Sinsay de vara asta sunt cu verde și o să dau un search cât de curând să-mi comand și eu niște produse ieftine și colorate. Atât, gata că am vorbit o grămadă, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, aștept comentariile voastre ca de obicei. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-i dați un like, mă ajută foarte mult. Iar dacă vă place conținutul pe care îl postez, m-aș bucura să folosiți butonașul din colț pentru abonare și nu uitați să apăsați și clopoțelul de notificare, astfel încât YouTube să vă poată anunța de fiecare dată când postez clipuri noi. Gata! Mă duc să îmi văd de treburi, o să-i pun Evei lucrurile la loc în punguță, să și le găsească așa intacte, iar pe voi vă aștept cu comentarii și outfiturile o să le vedeți cu siguranță în vloguri viitoare. Vă pup, vă îmbrățișez și vă mai aștept, vă doresc un sfârșit de vară minunat și scrieți-mi ce faceți. Ați fost în vacanță? Sunteți în vacanță? Eu cred că mulți dintre voi sunteți în vacanță pentru că mi-au scăzut vizualizările și multe persoane care îmi comentau, îmi lăsau comentarii în mod uzual, cam lipsesc de aici, deci mă gândesc că vă răsfățați pe undeva, pe la mare, pe la munte, aștept să reveniți și să-mi scrieți unde ați fost. Pa!